Joi 21 martie, Muzeul Apei vă invită la sărbătoarea poeziei și a apei. Cel mai tânăr muzeu al orașului celebrează Ziua Mondială a Poeziei și Ziua Mondială a Apei printr-un program cu totul special. Prima parte a zilei include activități dedicate grupurilor de preșcolari, ateliere și experimente simple, joacă senzorială și lectură, menite să trezească copiilor curiozitatea și să prețuiască apa. De la ora 15 are loc prima activitate din programul pentru liceni, apă cu model, eveniment cu format interactiv între elevi și personalități din comunitate Timișoara, ce-și propun să le ofere tinerilor modele de viață, pornind de la personalitatea inginerului Stan Vidrighin, corifeul alimentării cu apă și canalizării în orașul Timișoara. Aceste întâlniri vor fi organizate în lunile martie, mai, septembrie și noiembrie. Seara de la ora 19 are loc noaptea de poezie. Coordonatorul și anfitrionul seriei este scriitorul Robert Cerban. Invitat special este poetul Șerban Foarță, unul dintre cei mai importanți și originali scriitori români contemporani.